bunătate pregătiți? Astăzi pregătim o bunătate plăcintă cu brânză și cu stafide, ușor de pregătit. Asta este o rețetă pe care toată lumea trebuie să o facă acasă, pentru că un kilogram de făină ajunge pentru o familie. Să vedem cât de ușor este de pregătit. Punem făina. Da. Facem un loc ușor, unde punem sarea, ca ea să nu se atingă, o linguriță de sare, pentru că ea să nu se atingă cu drojdia. Sarea trebuie să fie nelipsită dintr-un dulce. Da. Dacă nu avem drojdie proaspătă, putem folosi drojdie uscată? Da, și drojdie uscată putem folosi. Dacă folosim drojdie proaspătă, ea se va activa mai ușor, mai repede. Punem o lingură de zahăr. O să așteptăm 2-3 minute ca ea să crească ușor, drojdia să se dospească puțin. Începe să lucreze. Da. După ce a despuit puțin făina, o să punem untul la topit. Punem un pic să se încălzească, că el a stat la frigider. Pare foarte natural. O lingură mare, da, este unt de aici, de la noi, din mănăstire. Și brânza la fel? Și brânzica la fel, totul este din mănăstire. Am adăugat și untul, putem să adăugăm și produsele celelalte lichide. Smântâna noastră. Este o amprentă a mea. În această rețetă nu se adaugă smântână. Se adaugă lapte prins, eventual iaurt sau lapte dulce. Eu pun și smântână. O să punem și ouăle, 2 ouă. Stafidele să incorporăm toate ingredientele. Eu nu pun mărar, pentru că dacă pui mărar în această plăcintă, va avea gust de omletă. Începem să frământăm compoziția. În caz că mai trebuie să mai adăugăm lapte, o să mai completăm. Ce consistență trebuie să obținem? Această plăcintă trebuie să iasă un pic lipicioasă, un pic mai moale. Cam cât timp frământați? 2-3 minute frământăm. De aici trebuie să iasă o tavă plină cu plăcinte, chiar 2 dacă le facem mai subțiri. Acum o să punem și puțin vanilie. Seamănă cu aluatul de cozonac. Da. Și gustul și textura îl va avea ca de cozonac. Frate Daniel, se lasă la dospit? Da. O să lăsăm la dospit acum, imediat pe ce terminăm, 40 de minute. Ne apucăm de compoziție. Avem brânză dulce de vacă. Trebuie să fie brânză dulce, pentru că dacă punem brânză sărată, nu prea este bun, nu mai punem zahăr. Trebuie să faceți și cu brânză dulce și cu brânză sărată. Se poate folosi altă brânză? Da, se poate folosi și urdă. Acum mergem să o dăm la robot, să o zobim mai bine. Ce urmează să adăugați? Adăugăm și restul de ingrediente. Ne-a mai rămas câteva stafide. Ne-a mai rămas 2 ouă. Punem ouă și în compoziție. Punem ouă și în aluat. Punem și restul de vanilie. Așa mai mult să iasă aromată. Mai punem și niște zahăr. Într-adevăr, este foarte ușor de preparat. Da. Ce ține de aluat? Se incorporează și se amestecă totul de la început. Ce ține de compoziție? Să adaugă toate la grămadă și să amestecă. După ce aluatul este gata, o să punem brânzica pe foile de aluat. A crescut, ia uitați, este dublu. Da? Este semnul că suntem pe drumul cel bun. Pe drumul cel bun. Scoatem aerul din ea un pic. Și acum o să pregătim pentru foi. Aici am 1 kilogram. Trebuie să iasă 2 tăvi. Cam 8 bucăți. Fiecare tavă va avea nevoie de 4 foi. Da, 4 foi. Pentru că va crește exact ca și cozonacul. Dacă lăsăm în dimensiuni mai mici și împletim decât în 4, o să iasă brânzoaice. Cu untul
Ungem foile. Punem compoziție. Și așa facem cu fiecare foaie în parte. Vă spun, nu găsești la nicio patiserie așa ceva. Să venim la mănăstire. Da. Acum, cu untul care ne-a rămas, îl batem cu două gălbenușuri, punem și un pic de zahăr și ungem plăcintele. Aici trebuie să ai viteză. Dacă părinții vin la 12 și nu găsesc mâncarea gata, se declanșează planul roșu. Programul mănăstiresc depinde foarte mult de punctualitate. Le-am uns, sunt gata, merg la cuptor 50 de minute, la foc încet, 175 de grade și sus și jos. Arată extraordinar de bine, da. Abia aștept să gust. Da. Așa trebuie să fie, nici foarte dulce, nici foarte sărată. Simplă, aspectoasă, pufoasă, delicioasă. Da. Poftă bună. Poftă bună. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.